La Clinceni, antrenamentele au început dis de dimineață. Piloții de acrobație au exersat cel mai mult. La spectacolul aerian de pe 1 iunie, cei prezenți vor putea vedea absolut tot ce are mai bun Aeroclubul României. Vor fi în zbor peste 50 de aeronave, vor fi și pe sol foarte multe aeronave expuse, la fel civile și militare, și vor fi peste 4 ore de spectacol, iar finalul evenimentului va fi cu jocuri de artificii atât pe sol cât și în aer. La mitingul aerian de sâmbătă, forțele aeriene române vor trimite și ele avioane F-16 IR-99, C-27 Spartan, dar și elicoptere IR-330 Puma. Cum Aeroclubul are secții în aproape toată țara, nu doar bucureștenii se vor bucura de spectacolul din 1 iunie. Aeroclubul României își deschide porțile în alte 10 aeroclubul teritoriale, iar la aeroclubul de lângă Ploiești, de la Strejnic, chiar organizăm în prima parte a zilei un miting aviatic, unde la fel lângă noi vor fi forțele aeriene. Mitingul de 1 iunie este o tradiție de peste 30 de ani la Aeroclubul României. Anul trecut, peste 10.000 de oameni au văzut spectacolul aerian de la Clinceni. Anul acesta, spectatorii sunt așteptați la aerodrom, sâmbătă de la ora 17. Intrarea este liberă.